Salut, sunt Cristian Grosu, antrenor personal și fizioterapeut. Astăzi o să vă arăt 10 minute de exerciții fizice pentru durerile lombare. Primul exercițiu cu care să începem este poziția de 4 pe linie, da? Aceasta este poziția. Genunchiul să fie la nivelul bazinului, mâna să fie la nivelul umărului. Primul exercițiu este de retroversie și antreversia bazinului. Bazinul se duce în interior, în exterior. Tragem și exterior. Tragem bazinul. Extindem cervical. Tragem bazinul. Extindem cervical. Mișcarea se face lent. Mă ajută la mișcare, la finalul mișcării, menținem. Exercițiul se repetă de undeva la 10 ori. Următorul exercițiu, la 10 ori. Următorul exercițiu este aici, întindem foarte, foarte, foarte bine bazinul, da? Mâinile sunt foarte mult în față, tragem. Da, marele dorsal, că simțim în zona aceasta, că se întinde foarte bine marele dorsal și pătratul lumbar, bazinul menținem jos, tragem în partea opusă, la fel, să simțim foarte bine, menținem undeva la 5 secunde pe fiecare parte, revenim iarăși, trebuie să facem 10 repetări pe o parte și 10 repetări pe cealaltă parte. Bun. Apoi revenim după ce am relaxat puțin zona lombară, revenim în poziția inițială de 4 pe vie, facem braț, picior opus, menținem 3 secunde, abdomenul rămâne încordat, bazinul în poziție neutră, menținem 3 secunde, revenim ușor jos. Bazinul nu este foarte mult arcuit, nu este băgat în interior, este în poziție neutră, da? Coloana lombară rămâne într-o poziție neutră, menținem, ridicăm, revenim. Întindem, ținem 5, 3-5 secunde, revenim. 10 pe o parte, 10 pe cealaltă parte, ținem, coborăm lent, ținem, coborăm lent, ținem, coborăm, la fel 10, și 10, apoi acest exercițiu este foarte, foarte important, în aceeași poziție de patrupedie, ridicăm genunchii sus, menținem 10 secunde, nu uităm să respirăm aceste 10 secunde, genunchii jos, relaxăm, foarte important, abdomenul îl menținem pe toată durata mișcării încordat. În momentul în care abdomenul rămâne relaxat, toată tensiunea o preia musculatura lombară, musculatura retrospinală, în general spatele, da? Deci nu vrem asta, abdomenul rămâne încordat. Iar sus, menținem 10 secunde. Coborăm jos, în pauză, când coborăm iar de jos cu genunchii, menținem undeva la 3-5 secunde, iar sus, repetăm această izometrie din patrupedie de 10-15 ori. Următorul exercițiu, picioare sunt întinse, da? Foarte important, aici, strânge pe sine. Strângem fesierii, coatele mult în extensie pe spate, coborăm ușor, strângem fesierii, coatele pe spate, ținem, la fel 10-15 repetări. Bun, următoarea poziție, da? Picioarele sunt
La 90 de grade genunchiul și șoldul la fel. Mâinile sunt în extensie. Bazinul este într-o poziție neutră. Curcura lombotică, curcura lombară atinge solul ușor, da? Întindem foarte bine. Ținem aici, expirăm. Bun. La fel, 5 secunde, rămânem în poziția concentrică a mișcării, da? Expirăm foarte mult. La fel undeva la 10-15 secunde, da? 1, 2, 3, 4, 5, coborâi. Pe toată durata izometriei, expirăm. La fel, 10-15 secunde. Următorul exercițiu este pentru muscătoarea piriformului, ca să ținem foarte mult. Piriformul este un mușchi care, în momentul în care ne doare spatele, el este foarte scurtat, dar în felul acesta reușim să stretchim puțin acel mușchi, să întindem acel mușchi, da? Ținem aici se întinde muscătoarea, să simțim o muscătoarea din zona aceasta doare, se întinde, da? Aici, și pentru persoane care nu au suficientă mobilitate în fiscul gazier, în partea posterioară a coapsei, o să simtă și aici cum strece, da? Ne ținem la fel 10 secunde. Coborâm, tragem, ținem, coborâm, schimbăm, coborâm, la fel de 10 cu picior, 10 cu celălalt picior, coborâm. Bun, după ce am terminat acest exercițiu, picioarele sunt apropiate, mâinile sunt lipite de sol, capul se duce în opus mișcării picioarelor, da? Expirăm, revenim. Expirăm. Revenim. Bun, următorul exercițiu, bazinul este lipit, la fel, da? Curcura lombară să fie lipită pe sol, bazinul în poziție neutră, spatele să fie, toată coloana lombară să fie dreaptă, da? Fesierii activați, strângem din fese, ridicăm sus, ridicăm într-o extensie ușoară, dar nu facem o hiperextensie, doar ridicăm undeva la 10, 15, 20 de centimetri maxim bazinul de la sol. Da? Menținem, strângem fesierii foarte puternic, menținem, 5-10 secunde, coborâm ușor, sus, coborâm ușor, la fel, 10 repetări. Iarăși, sus, împingem încă un pic, dar nu în vârful piciorului, o părâne, la fel, împingem încă un pic. O părâne. Următorul exercițiu, vârful este tras pe pământ, piciorul este în extensie, ridicăm bazinul, ne ținem 5 secunde, o părâne, nu uităm să respirăm, da? Sus, menținem. Ținem tot în vârful, coborâm, sus, menținem, tragem vârful către noi, simțim că tot ce înseamnă gambă, coapsă, se tinde foarte bine discul gambier, principal, da? Bun, poate și repetăți, schimbăm piciorul, bineînțeles, tragem vârful către noi, sus, la fel, același principiu, împingem în tărâm, da? Coborâm, distinția să nu fie foarte mare, ține, coborâm lent, foarte bine, trecăm cu piciorul peste celălalt, apoi piciorul peste celălalt, trecăm cu partea cealaltă. 2-3 repetări de final, asta e un stretching mult mai amplu,
care întinde fesier, plat lombar, pentru spinat și pentru persoane care nu au mobilitate, întinde și marile pectorale. Sunt foarte bun. De final, 5 repetări pe parte, 5 repetări pe cealaltă. Da? Dă partea. Foarte important să rămânem cu numa pe sol, ca și cu numărul pe sol. Nu foarte. Pe partea concentrică a mișcării, încercăm să ajungem cu o contracție maximală. Acestea au fost exercițiile, nu vă trebuie echipament special, vă trebuie doar o saltea, le puteți face acasă, le puteți face la birou, le puteți face în sala de fitness, absolut oriunde vă simțiți bine, natură, în parc, absolut oriunde. Dacă v-a plăcut acest gen de exerciții, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați la canal, ne vedem pe data viitoare!